Capitolul 4 Ce sunt Apostolii? Iată cum trebuie să fim priviți noi, ca niște slujitori ai lui Hristos și ca niște ispravnici ai tainelor lui Dumnezeu. Încolo, ce se cere de la ispravnici este ca fiecare să fie găsit credincios în lucrul încredințat lui cât despre mine, prea puțin îmi pasă dacă sunt judecat de voi sau de un scaun omenesc de judecată. Ba încă, nici eu însumi nu mă mai judec pe mine, căci n-am nimic împotriva mea. Totuși, nu pentru aceasta sunt socotit neprihănit. Cel ce mă judecă este Domnul. De aceea, să nu judecați nimic înainte de vreme, până va veni Domnul, care va scoate la lumină lucrurile ascunse în întuneric și va descoperi gândurile inimilor. Atunci, fiecare își va căpăta lauda de la Dumnezeu fraților, pentru voi am spus aceste lucruri în icoană de vorbire cu privire la mine și la Apollo, ca prin noi înșine să învățați să nu treceți peste ce este scris și niciunul din voi să nu se fălească deloc cu unul împotriva celuilalt. Căci cine te face deosebit? Ce lucru ai pe care să nu-l fi primit?" și dacă l-ai primit, de ce te lauzi ca și cum nu l-ai fi primit? Priveliștea apostolilor. O, iată vă sătui, iată vă ajunși bogați, iată vă împărățind fără noi. Și măcar de ați împărăți cu adevărat, ca să putem împărăți și noi împreună cu voi. Căci parcă Dumnezeu a făcut din noi, apostolii, Oamenii cei mai de pe urmă niște osândiți la moarte, fiindcă am ajuns o priveliște pentru lume, îngeri și oameni. Noi suntem nebuni pentru Hristos, voi înțelepți în Hristos, noi slabi, voi tari, voi puși în cinste, noi disprețuiți. Până în clipa aceasta suferim de foame și de sete, suntem goi, chinuiți, umblăm din loc în loc, ne ostenim și lucrăm cu mâinile noastre. Când suntem ocărâți, binecuvântăm, când suntem prigoniți, răbdăm, când suntem vorbiți de rău, ne rugăm. Până în ziua de azi am ajuns ca gunoiul lumii acesteia, ca pădătura tuturor nu vă scriu aceste lucruri ca să vă fac rușine, ci ca să vă sfătuiesc ca pe niște copii prea iubiți ai mei. Căci chiar dacă ați avea zece mii de învățători în Hristos, totuși n-aveți mai mulți părinți, pentru că eu v-am născut în Hristos Iisus prin Evanghelie. De aceea vă rog să călcați pe urmele mele. Pentru aceasta v-am trimis pe Timotei, care este copilul meu prea iubit și credincios în Domnul. El vă va aduce aminte de felul meu de purtare în Hristos și de felul cum învăț eu pe oameni pretutindeni în toate bisericile. Împărăția lui Dumnezeu Unii s-au îngâmfat și și-au închipuit că n-am să mai vin la voi. Dar dacă va voi Domnul, voi veni în curând la voi, și atunci voi vedea nu vorbele, ci puterea celor ce s-au îngâmfat, căci împărăția lui Dumnezeu nu stă în vorbe, ci în putere. Ce voiți? Să vin la voi cu nuiaua sau cu dragoste și cu duhul blândeței?